Doamnelor, domnilor, bună ziua, sunt Nicoleta Mocanu, bine v-am regăsit. Astăzi ediție specială în obiectiv, în obiectiv raport de parlamentar, așa cum v-am obișnuit în fiecare miercuri și joi. În fața dumneavoastră astăzi deputatul Mihai Tararache. Bună ziua, domnule deputat, bine ați venit alături de noi. Mulțumim că ne-ați acceptat invitația. Bună ziua și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Da, astăzi veți da raportul pentru un an de activitate Constanțenilor, celor care v-au ales. Un raport de activitate pentru pentru un an de zile în uh, Parlamentul uh, României și aș vrea foarte pe scurt așa să facem o scurtă caracterizare a anului uh, 2013 început de an 2014 așa cum l-ați simțit în Parlament? Uh, așa cum uh, și telespectatorii noastre știu pe, pe tot parcursul anului trecut am tot fost la dumneavoastră și am, am prezentat de fiecare dată um, activitatea mea și proiectele mele în uh, în Parlament. Anul acesta îl simt e un an puțin mai tensionat ca anul trecut. Și anul trecut au fost tensiuni. Lupta politică, din păcate, a prevalat acțiunii politice și activității pe care partidele de la guvernare ar fi trebuit să, să, să o întreprindă în folosul celor, celor care i-au care -au votat. Din păcate, nu s-a întâmplat asta. Și mai mult, anul a început cu tensiuni foarte mari în coaliția de guvernare. Tot ce însemna programul de guvernare și promisiunile stagnează și prevalează, prevalează lupta politică. Da, este influențată activitatea parlamentară? Este influențată. Vă dați seama că sunt, sunt foarte multe proiecte legislative care sunt în sunt procedură, procedură legislativă în, în Parlament și ele nu-și nu urmează cursul pentru că sunt, sunt tensiuni și, și frecușuri uh, politice. Dar um, ce, ce pot să remarc, uh, și oamenii știu bine asta, nu interesează pe, uh, pe cetățeni, nu interesează de lupta politică. Ok, lupta pe, între ideologii și uh, lupta politică, trebuie să se țină departe de tot ce înseamnă actul de guvernare, adică uh, reducerea CS-ului, uh, înlesirea fiscalității, uh, mărirea salariului minim și toate acele promisiuni frumoase ale USL-ului, nu trebuie să, uh, să, să se abată de la ele. Ok, se ceartă pe, pe idei, se ceartă pe funcții, se ceartă pe scaune. Dar Ducă ne astea, după asta un program, după ce ne, ne facem treaba, lumea. Nu? Dar uh, actul de guvernare nu trebuie să sufere. Noi vedem că actul de guvernare suferă și asta... Asta, asta, e cel mai grav și asta, până la urmă, are repercusiuni serioase asupra, asupra mersului, bunului mers al, al, României. Da, domnule deputat, o să vă invit atât pe dumneavoastră cât și pe cei care ne urmăresc. Urmărim un scurt material cu sinteza activității dumneavoastră parlamentare, așa cum apare ea pe site-ul Camerei Deputaților, după care revenim. Mihai Tararache a fost ales deputat în circumscripția electorală numărul 14 Constanța, colegiul unii nominal numărul 1. Până în aprilie 2013 a fost membru al Partidului Poporului Dan Diaconescu, în prezent fiind deputat independent, neafiliat în niciunui grup parlamentar. Face parte din Comisia pentru Industrii și Servicii. Este membru al grupului parlamentar de prietenie cu Republica Federativă a Braziliei și membru al grupului parlamentar de prietenie cu Regatul Thailanda. Activitatea parlamentară în cifre se prezintă prezintă astfel. Luări de cuvânt 13 în 12 ședințe. Declarații politice 3. Propuneri legislative inițiate 22. Întrebări și interpelări 2. Moțiuni 1. Da, am revenit uh, în platou. Uh, domnule Deputat, 21 de propuneri uh, legislative, așa cum se prezintele pe site-ul Camerei Deputaților. Uh, a fost un an activ. Este primul, primul an de mandat uh, de mandat parlamentar. Sunt uh, uh, un om aflat un tânăr aflat la începuturile, la începuturile politicii. Uh, îmi place ceea ce fac, mi-am asumat și uh, nu pot să spun că sunt, uh, sunt mulțumit de mine, se poate și mai mult. Dar unii zic că e bine pentru primul an, unii. Eu uh, tot timpul am fost uh, cel, mai, cel mai dur autocritic al meu și tot timpul am încercat să-mi să depășesc, uh, să depășesc condiția. Uh, cred că poate. Se poate, se poate mai mult. Dar, repet, într-o societate normală, într-un mediu politic normal, în care se înțeleg, se înțelege lupta politică, e una și tot ce înseamnă uh, munca în folosul comunității, în folosul cetățenilor, e, e altceva. E, la noi se amestecă aceste lucruri și de aceea nu, nu se întâmplă lucruri foarte, foarte multe și în folosul, uh, în folosul românilor și al, uh, și al României. Da. Aici aici uh, e, discrepanța dintre, uh, dintre cetățeni și, și, politic. Politicul, de cele mai multe ori, uită de ce, de ce, se află, oamenii de decizie uită de ce se află acolo și uh, își ocupă timpul cu corupta politică. Pe oameni nu interesează asta, oamenii vor ca viața lor, pentru că statul asta înseamnă în serviciul, munca în folosul comunității. Trebuie cineva, să... statul s-a format pentru ca ă, oamenii aveau nevoie de o reprezentare. A locuia într-o comunitate și comunitatea trebuie reprezentată. Trebuia cineva să se ocupe de străzi, de drumuri, trebuia cineva să se ocupe de țară în ansamblu ei. Și așa s-a format statul. E? În ultimii ani și, pă, și în perioada comunistă și în perioada de după, statul se îndreaptă cât mai se îndreaptă către cetățean. E cumva o, 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 o inversare a lorilor. de unde trebuie să reprezinți pe oameni, pentru că ăsta e rolul tău ca reprezentant al statului, statul s-a întors împotriva, împotriva, cetățenilor. Și aici de asta vedeți și noastră, că sunt nemulțumiri. Și în România, vedeți în alte state, și aici la graniță, la granița cu România, sunt revolte, sunt da, Doamne și să, să ajungă la război civil, deci aici trebuie să, să să lucreze cei care și asumă, până la urmă, să reprezinte pe oameni, pentru că eu sunt de părere că nu e nimic mai nobil decât să să, să reprezinți pe oameni. E cea mai, cea mai, frumoasă, cea mai frumoasă meserie. Nu? Da, domnule deputat, și pentru că tot îi reprezentați pe oameni, haideți să mergem și să discutăm punctual pe proiectele pe care le-ați inițiat sau la care ați fost coinițiator și aș vrea să începem cu, poate, principala lege cu impact așa pentru un an de zile și mă refer aici la legea bugetului. Ați votat legea bugetului și în 2014, a trebuit să o analizați și să votați și în, 2000, și în 2013 și în 2014 și o să vă invit să urmărim un scurt material cu intervenția din Parlament pentru legea bugetului, după care o să ne explicați. Avem astăzi în dezbatere bugetul, bugetul României. Părerea mea despre acest buget este, este un buget precaut. Este un buget care nu acoperă în integralitate nevoile României în anul 2014. Am atras atenția încă de la audierile în comisiile reunite asupra lipsei fondurilor pentru turism. Lipsei fondurilor pentru. IMM -uri, pentru dezvoltarea și sprijinirea IMM-urilor. Am văzut totuși bugete mamut alocate Ministerului Muncii, deși acest minister are la dispoziție foarte multe miliarde bani europene alocați prin programul operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane. Am văzut iarăși un buget mamut pentru Ministerul Agriculturii, care la fel are alocați pentru 2014-2020 foarte multe miliarde de euro. Acești bani trebuie doar atrași. Printr-o politică structurată, pentru un management bun, pot fi atrași și pot aduce beneficii, beneficii României. Peste 100 de amendamente în 2013, cum a fost acum în 2014 și aș vrea să facem oarecum diferența și să ne spuneți care au fost deosebirile. Anul trecut, chiar la începutul activității Parlamentare, am avut, de, am avut de dezbătut legea bugetului pe anul 2013, pentru că au fost alegerile în 2012, nu s-au înțeles uh, coaliția înainte de alegeri să să, să dezbată bugetul și să-l adopte. A venit în, la sfârșitul ianuarie 2013. Au fost și dezbateri. Uh, la care eu cu, cu regret o spun, am plecat cu cu amurăciune în suflet, pentru că. Uh, ca toți ceilalți. Eu am crezut că dacă USL-ul a câștigat cu, cu, așa de mare, cu un val așa de mare și cu un procent atât de mare și are o majoritate atât de mare în Parlament, Va, va veni cu un buget care să fie în folosul, în folosul tuturor românilor. Uh, nu s-a întâmplat asta, s-a venit cu un buget de la guvern și a trecut așa foarte repede, vă dați seama, cu așa de mare majoritate. M-am bătut în acele zile de, de, de început de an uh, pentru proiecte care priveau județul Constanța, pentru sisteme de canalizare, pentru sisteme de apă, pentru finanțare de școli. Fusese cu o lună înainte, până la, în decembrie, fusese... Fuseseră niște fenomene meteorologice, L ați văzut, un vânt foarte puternic. Luaseră, luaseră la propriu acoperișul caselor, acoperișul școlilor prin foarte multe, prin foarte multe comune și sate. E, acele case și acele școli trebuiau reparate. Am mers în, în Parlament la dezbatere pe legea bugetului cu aceste nevoi ale oamenilor, nevoi stringente, adică nu se poate în 2013 să n-ai sistem de canalizare, să n-ai sistem de apă. Și le-am explicat colegilor, colegilor de la USL că acele proiecte nu sunt proiectele personale ale lui Mihai Tarache. Sunt proiecte care privesc comunitatea Constanțeană, sunt proiecte care zac de ani de zile și oamenii chiar au nevoie de ele, pentru că de asta oamenii plătesc taxe și impozite, ca să primească în schimb un serviciu. E, nu, se întâmplă, nu se întâmplă asta. Au fost și dezbateri care, vă spun, m-au lăsat cu... mi-au lăsat un, un gust amar. Am înțeles că de anul trecut, încă de anul trecut, că USL-ul nu va nu va performa și nu va, nu va reuși în, în, în ce și-a propus, pentru că abordarea nu era, nu era corectă. Da, ce s-a întâmplat acum în 2014 cu legea bugetului? În 2014 la fel. Uh, am mers la dezbateri, uh, tot cu proiecte care priveau uh, și m-am bătut. M-am bătut o zi întreagă, pentru că am, uh, am stat numai la tribună și m-am bătut pe fiecare, pentru fiecare amendament. Am explicat, le-am spus și de unde să aloce finanțarea, că mi se spunea, ok, luăm bani, dăm bani acolo, dăm bani pentru... Era un amendament care privea promovarea turistică a orașului Constanța. Și le-am spus, nu există alocat în bugetul Ministerului Turismului bani pentru promovare turistică. Am văzut că vin investiții în Constanța, se întâmplă în Mamaia și investesc, investesc în construcții de locuințe, de hoteluri, de restaurante. Dar noi nu avem... Nu primăria nu nu a alocat nici primăria bani pentru uh, promovare turistică foarte mulți. Avem nevoie de la Minister. Haideți să, să, să alocăm, uh, să alocăm o, o sumă, era o sumă de 40 de milioane de lei, pentru promovare turistică. Și le-am spus, sursa de finanțare e de la Ministerul Muncii. care Ministerul Muncii are un buget foarte mare și care are la dispoziție încă uh, câteva miliarde de euro bani din programul operațional sectorial uh, resurse, dezvoltarea resurselor umane nu au înțeles cei de la colegii de la USL acest, uh, acest, aspect. Am venit cu alte amendamente care priveau la fel, promovare turistică pentru Năvodar, pentru județul Constanța, uh, proiecte pentru proiecte de infrastructură, de drumuri, de canalizare, de apă, de, pentru localități din județul Constanța. Din păcate, uh, s-a răspuns strict politic acestor, solicitări care priveau nevoile, nevoile, comunității Constanțene și s-a răspuns sec, ăsta e bugetul pe care l-am făcut, ăsta a, așa rămâne, nu contează. Așa l-aveți de votat, da, da oamenii, sau nu? Constanțenii sunt o statistică, le-am amintit că mă bat pentru județul Constanța și pentru orașul Constanța, nu mă bat pentru proiecte personale ale uneia sau alteia sau ale mele, mă bat pentru uh, comunitate și că această comunitate pe care eu o reprezint și pentru care mă bat, a oferit usl o majoritate foarte mare. La Constanța a câștigat USL-ul cu 60 și ceva la sută, 70 Deci nu poți să uiți a doua zi după ce ai câștigat alegerile de oamenii care te-au votat. Trebuie să, ai, trebuie să, ai, în vedere și ce vor cei care te-au votat și ce vor cei care nu te-au votat. Pentru că, până la urmă, reprezinți România, reprezinți, reprezinți un județ, nu e, nu, e, nu e normal să, să se se întâmple așa, dar uitați că se, că se întâmplă. Da, domnule deputat, aș vrea să facem o scurtă trecere o scurtă trecere în revista altor proiecte pe care le-ați inițiat și am să amintesc aici despre introducerea prezenței obligatorii a psihologilor în școli, un proiect despre care noi am mai discutat până acum, propunere de eliminare a taxei radio TV, ați coinițiat de altfel și o propunere pentru modificarea legii naționale Privind programul școală după școală, dar și un proiect pentru modificarea legii privind alocația de stat pentru copii. Mărirea acestei alocații și de acest lucru îmi aduc, îmi amintesc că am, am discutat. Se impunea în opinia dumneavoastră modificări la legea insolvenței. Sunt multe, multe proiecte, peste 20, peste 20 de proiecte. Am, Așa? Fost, un, am fost un om harnic. Da. Credeți că se putea și mai mult? Eu totdeauna sper la mai mult. V-am spus, sunt cel mai dur autocritic cu mine. Da. Domnule deputat, aș vrea să discutăm și despre niște teme care au măcinat așa anul 2013. Și aș vrea să amintesc că aici de descentralizare și de regionalizare. S-a discutat foarte, foarte mult pe aceste teme, multe dezbateri, multe controverse. Haideți să urmărim intervenția dumneavoastră în Parlament vis-a-vis -vis de descentralizare, după care comentăm și vă aflăm opinia. Ne aflăm în fața unui moment istoric pentru ceea ce înseamnă modernizarea și reformarea României. România are nevoie de descentralizare, are nevoie, are nevoie de inițierea acestui proces, care, cu regret o spun, trenează de foarte, de foarte mulți ani. Decizia trebuie să se apropie cât mai, cât mai mult de nevoile românilor, trebuie să acopere cât mai eficient nevoile lor, iar autoritățile locale cunosc cel mai bine aceste nevoi. Personal sunt pentru procesul de descentralizare și susțin proiectul dintr-un singur motiv. Acela că trebuie început toată acest proces atât de necesar în dezvoltarea și reformarea României. Decentralizarea, așadar, domnule deputat. Exact așa cum spuneam și în, și în intervenția mea. Decentralizarea e un proces necesar pentru orice ce stat democratic și orice stat European care, care își dorește o reformă, pentru că statele trebuie să reformeze uh, la, la, perioade, la perioade scurte și să se adapteze la, la economia mondială, la societatea, uh, la societatea europeană, la societatea globală. Uh, spuneam și în intervenția mea că dezbatele pe descentralizare care s-au întâmplat în România în anul 2013 au pornit greșit. 1. Că au venit miniștrii care au spus că ei nu vor să-și centralizeze instituția X sau instituția Y, parcă ar fi adus de acasă de la mama lor și de la tatăl lor instituția respectivă, de parcă instituția respectivă nu era statul român și a românilor. Și apoi am văzut reprezentanții autorităților locale, exact cum spuneam și în, în, în intervenția mea în Parlament, care s-au gândit că ce bine ar fi să mai ia să mai ia ei, să mai adune ei la ei așa niște patrimoniu, niște resurse, niște instituții. Nu, descentralizarea are ca principal uh, scop aducerea deciziei mai aproape de, de cetățean. Adică dacă îți trebuie o autorizație, o hârtie, o licență, care în momentul de față iei din București, trebuie să vină decizia cât mai aproape de cetățean, să vină să te duci la primărie, să te duci la tine în comună, să te duci, adică să fie cât mai aproape de tine. E, asta nu s-a înțeles și ați văzut și dumneavoastră că a picat după da. analiza Curții Constituționale, acel proiect, eu i-am avertizat pe cei de la USL în, în plen că s-ar putea că acest proiect, l-am numit eu șchiop, să nu, să nu fie confort. Și uitați-vă că, că s-a întors înapoi și nu s-a mai întâmplat nimic. Se va relua proiectul, știți ceva? Ar trebui să se pe baze solide și pe baze sănătoase, nu ministerul ăla lui, e de la mama și de la tata, la am adus eu de acasă, nu? Eu, baron local, fac și direct și tai și spânzuri și iau cinematografii și săl de sport și le iau eu la mine acasă, că așa vreau eu. Nu, alea sale cetățenilor, alea sale românilor, ele trebuie să funcționeze în, în, beneficiul, în beneficiul comunității. Punct. Da. Mergem mai departe și uh, vă propun un alt subiect de dezbatere și mă refer aici la fondurile europene. Uh, în ultima perioadă, să zic așa, în ultimii 2-3 ani se pare că fondurile europene reprezintă o soluție la tot. Sunteți de acord cu mine? La toate problemele noastre. Doamne, n-am cum să nu fiu o soluție la tot. Fondurile europene sunt niște bani la care România are dreptul. România este în urmă față de statele membre europene cele mai dezvoltate cu infrastructura cu tot ce înseamnă sisteme de utilități, energetic, infrastructura energetică, infrastructură feroviară, infrastructura de utilități, de apă. De... Deci suntem în urmă cu toate aceste, toate aceste lucruri. Avem posibilitatea să atragem pe, pe ciclul 2014-2020 avem aproape 40 de miliarde de euro la dispoziție, dar în același timp România, ca țară membra a Uniunii Europene, contribuie la Uniunea Europeană cu o, de, cu o sumă de bani. Vreți să, să vă spun că în 2007-2013 România a contribuit mai mult decât a atras și a avut la dispoziție aproape, uh, aproape 30 de miliarde de euro. Și a atras doar, doar 5 până în 2013. Unii spun că a venit, că e din 2013 sau mai uh, s-a reușit performanța de de atragere și s -a mai, pă, procesul s-a bucurat de, de, o, de un succes. Alții spun că, de fapt, sunt contractele semnate în anii anteriori și acum de abia au venit tragerea, tragerea fondurilor. Nu, eu le-am spus și colegilor în Parlament, era și primul ministru, era și ministrul fondurilor europene. Nu trebuie să dăm vina pe un partid, pe celălalt, să căutăm dinainte. Ok, organele de anchetă trebuie să se ocupe de, de aceste lucruri. Dar eșecul fondurilor europene și eșecul acestui proces este, și eșecul României, nu este eșecul la unul sau altuia. Că degeaba dăm vina pe unul. Ok, dăm vina, el trebuie să răspundă dacă a făcut ilegalități, să răspundă în fața organelor de anchetă. Dar noi trebuie să pornim de la momentul T0 și să spunem de aici încolo trebuie toate forțele politice să, 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 lucreze împreună pentru a reuși în acest proces. Da, haideți să, autostrăzi și v-am mai spus, infrastructura energetică, suntem un număr rău și avem nevoie de acești bani pentru a veni la niște standarde uh, egale sau uh, sensibile egale cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. Da, urmărim intervenția pe această temă, intervenția dumneavoastră în Parlament pe această temă, după care revenim. M-aș bucura, domnilor miniștri și domnilor colegi, ca această fata Morgana, fondurile europene, să devină o realitate, să devină o realitate consistentă care să schimbe dezvoltarea României, trendul României și să schimbe nivelul de trai al românilor. Nu o să dau vina în discursul meu nici pe PDL, nici pe PNL, nici pe PSD, Vreau să vă reamintesc că eșecul acestui proces, foarte important pentru România, este eșecul României, dragi colegi. Și dacă vom înțelege acest lucru, acest proces va cunoaște, va cunoaște o, altă, o altă abordare. Nu pot să nu remarc și o spun cu, cu amărăciune, că în România anului 2013, încă vorbim de sistem de canalizare, de lipsa infrastructurii de probleme de mediu și multe altele. Fondurile europene, dragi colegi și dragi, dragi miniștri, reprezintă o prioritate zero pentru interesul românilor și al României. Da, am văzut care este situația și cu fondurile europene. Domnule deputat, haideți să venim mai aproape de Constanța, mai exact în Constanța și să discutăm despre cea mai arzătoare problema constanțenilor la ora actuală. Și mă refer aici la giga calorie, niște facturi imense la întreținere mai mari decât salariul minim pe economie. Cum vedeți o rezolvare a acestei probleme? Doamnă, problema despre care spuneți reprezintă o situație scandaloasă, e o bătaie de joc la adresa la dursa Constanțenilor. Unul că avem cea mai scumpă cea mai scumpă gigacalorie din țară și cer public pe această cale uh, consiliului Consiliul Local și Primarului să facă, uh, să facă public raportul uh, de cheltuiel al, uh, al radetului, da? Pentru că de acolo pleacă totul. Uh, giga caloria e cu atât mai scumpă, cu cât cheltuielile radetului sunt, sunt mai mari. Ca să înțeleagă cetățenii de acasă, pentru că de asta uh, vorbim despre, despre acest lucru, sunt foarte multe plângeri. Eu personal am primit foarte multe plângeri în acest sens la, la cabinetul uh, parlamentar, că uh, nu, nu se poate, au primit oameni facturi de 12-15 milioane, E ca și cum ai plăti o rată la un apartament. E nu, tu plătești un serviciu pe care ți-l oferă, ți oferă Radetul. Uh, ca să înțeleagă cei de acasă cum se calculează costul gigacaloriei, Radetul este o regie care are cheltuieli. Care are cheltuieli cheltuiel de funcționare, cheltuieli cu salariații. Am înțeles că directorii de acolo au salarii foarte mari. Cheltuieli cu sediul, am înțeles că au un sediu foarte luxos. Uh, cheltuieli cu mașini, cheltuieli de investiții e posibil și sunt suspiciuni și lumea vorbește, despre asta și de asta vreau să se facă public toate aceste cheltuieli ca să eliminăm suspiciunile. E posibil ca investiție care se fac acolo să coste un leu în realitate și ei să, să, plătească pe ele 3 sau 4 lei pentru că e un sport național în România să fur din, din banii oamenilor. E, în momentul în care compania și regia, regia aceasta stabilește cheltuielile, apoi să face consumul, consumul lunar sau anual al, al pe tot, pe tot municipiul Constanța. Și de acolo este costul gigacaloriei, adică atâta cheltuim, atâta consumăm, se împarte și acolo, ăsta e, ăsta e costul gigacaloriei. De asta ne trebuie să ne punem întrebarea de ce în alte orașe giga-caloria costă de două ori mai puțin sau de trei ori mai puțin și în Constanța costă 350 de, 350 de lei. Și trebuie, are datoria Consiliul Local și Primarul să facă public să facă public aceste pentru a elimina orice suspiciune asupra asupra corectitudinii activității RADET și dacă dacă se întâmplă să, să, apară, să apară neconcordanță acolo să, să destituie de urgență conducerea regiei. Eu l-am cerut pe această cale public să fac acest, uh, acest lucru. Dacă nu se va întâmpla, voi cere curții de conturi să, 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 să facă public. Dar dumneavoastră nu să aveți certitudinea că. Eu nu am certitudinea asta, cer. Ca să nu mai există solicitați. neclarități, să nu mai există neclarități, faceți public. Faceți public tot ce înseamnă uh, raportul, uh, raportul de cheltuiel al, uh, al Radet, să vedem ce salarii au directorii de acolo, cât plătesc uh, chirie la sediu sau cât costă sediul acela să-l să, să întreținem, din ce bani a fost construit. Trebuie cetățenii să știe, pentru că sunt banii lor, din banii lor s-au făcut toate aceste lucruri. Și ca să nu mai existe suspiciuni, trebuie să avem, să avem uh, toate, toate, datele care privesc Radet, care regie servește cetățenii Constanței. Punct. Nu e, o, nu e o companie privată, e o companie sub ordinea Consiliului Local care îi servește pe, pe Constanțeni. Doi. Uh, spuneam de, de, de